Calimera și bună dimineața de aici, din insula Samos, Grecia. Astăzi din nou va fi zi pe mare. V-am zis că așa a fost programul la feriboturi. A trebuit să stau puțin aici, doar o zi. Dacă n-aș fi plecat astăzi, n-aș mai fi putut pleca decât peste vreo 4 zile, ceea ce era prea mult. Așa că astăzi călătorim din nou pe mare. Astăzi mergem spre următoarea destinație, spre următoarea insulă. Vom ajunge diseară în Mykonos. Da, insula aia celebră de care probabil toată lumea a auzit și toată lumea mi-a spus că eu nu o să ajung acolo. De ce nu o să ajung acolo? Din cauza că totul este exagerat de scump, totul este extrem de scump și acolo merg doar milionarii. Ei bine, pe mine m-a făcut să caut tot internetul. Așa că am găsit portițe low cost de ajuns în Mykonos. Hai să vedem cum arată insula Mykonos low cost. Dar până atunci o să merg să parchez mașina în port, după care mai am de vizitat câteva locuri interesante aici în insula Samos, și anume mergem să vedem peștera Sfântului Anton. No, hai să vedem cum ajungem în port. Sper să nu mai intru pe străduțe de genul ăla ca ieri. La un moment dat mașina stătea pe două roți în echilibru. Mai aveam câțiva milimetri într-o parte și câțiva milimetri în cealaltă parte. A fost foarte, foarte greu să trec pe acolo. Bine, și pe aici e strâmt, dar față de ieri e lux. Cel puțin deocamdată. Da, am vorbit prea repede. Că tot strâmt e și pe aici. Mai sunt și mașini parcate. Nu degeaba toate mașinile sunt frecate. Una nu vezi întreagă pe aici. Centru pe aici în jos. Apoi să vezi că tot pe străduțe de alea mă bagă. Probabil nu este altă cale, că da, pe unde am mers ieri, într-adevăr era sens unic. Aoleu. Aoleu. Iar încep senzorii de pe toate părțile. Așa ceva. Dar alte variante n-am decât să mă strecor pe aici. Take the second right. Uite, ăstea au rupt oglinda. Să vezi că tot pe acolo ajung, pe unde am fost ieri. Sper să nu. Sper să nu. Stâlpul ăla îmi pare cunoscut. Ba, cred că am ieșit la un drum mai principal. Da. Am scăpat. Am scăpat ușor astăzi. Continue for 1 kilometer. Gata, sunt pe malul mării. Merg spre port să găsesc o parcare acolo. Iar de acolo o să merg pe jos, pentru că peștera e undeva în muntele ăsta din față. Parcat mașina aici. O să merg să beau o cafea prima dată, bineînțeles. Că asta e procedura standard.
Am văzut terase aici, o grămadă. Voi merge să beau un cappuccino, după aia trebuie să și caut un birou de unde să îmi iau cărțile de îmbarcare pentru următorul feribot. Da, cu siguranță aici în port găsesc un asemenea birou. O să mă așez aici la o terasă, la întâmplare. Am văzut că cappuccino, cafea, nu e exagerat prețul nicăieri. Hai să vedem aici, uite ce frumoasă e terasa. După cum vă spuneam, prețurile la cafea nu sunt mari, fix aici în buza mării. Un cappuccino e 3 euro, 3,50 euro. Ba, 3 euro. Cappuccino 3 euro, 15 lei. Din nou aceeași chestie de bun simț. Apă ți aduce gratis la orice masă. Ăsta e un mare plus. Na, hai să vedem cum ajungem la peșteră. Am înțeles că e o biserică în acea peșteră. Peștera Sfântului Anton. Sper să găsesc o potecă ceva, pentru că e sus în munte. Am găsit aici o hartă cu trasee. M-am orientat cât de cât. O luăm pe străduța asta, apoi vedem dacă e bine sau nu. Sunt mai multe locuri interesante aici de vizitat. Mai este acolo sus, în piscul acelui munte. Zici că ar fi cetatea Devei. Acolo este o biserică, vreau să ajung și acolo. Am la dispoziție vreo 5 ore până la feribot, așa că numai bine mai îmi mișc și eu picioarele, că în ultima vreme nu prea am făcut mișcare. Trec pe sub Smochini. Am început să urc dealul. Aici trec pe sub nuci. Nuci care acum se coc. Nu-i niciuna pe jos, nu-i. Smochinele au trecut de mult. A, uite, aici găsesc indicatoare. E bine. Înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Am experimentat ceva nou pentru mine. Aici e un stâlp de indicații pentru traseu, care are NFC. Doar apropii telefonul de el și îți dă toate datele despre traseu. Super, super tare, super tare. Mă rog, pentru mine e prima dată, probabil mulți ați mai experimentat asta, dar e prima dată când găsesc așa ceva. Tone de portocale care acum încep să se coacă, vor ajunge la noi în preajma Crăciunului. No, hai la deal pe scări de piatră. Superbe aceste flori. Aceste flori albastre care toamna apar și prin România. E plin de ele și aici. Superb, aici flori în depărtare, marea albastră. Absolut superbă plimbare. Continuăm aici pe treptile astea de piatră.
Am ajuns într-o zonă foarte interesantă, cu străduțe înguste. Și cred că prima dată o să mă duc aici, la biserica aia de vedeam de jos, de pe Pisc. Biserica Sfintei Treimi. Cred că e mai bine așa și după aia să mă duc la peșteră. De fapt, eu acum sunt pe străduțele orașului vechi Carlovasi, care e absolut superb. Absolut superb. Wow. Nu ratez nicio oportunitate de a vedea cât e un viewpoint. Cât de tare. Vechiul oraș Carlovasi aici. Plantații de măslini aici, pe toate coastele astea. Iar aici noul Carlovasi. Portul acolo. De acolo voi pleca mai departe. Iar în față sunt insule, dar în momentul ăsta chiar nu știu ce insule sunt. Am și prins o zi numai bună de făcut asemenea trasee. 27 de grade afară. E ușor înnorat. Deci temperatură numai bună de făcut drumeții pe munte. Cred că deja ajung. De jos părea mai greu de ajuns. Dar a fost foarte simplu. Wow. Da, o mică bisericuță aici în vârf. Biserica Sfintei Treimi. Iar imaginile de aici sunt fără cuvinte. Cât de tare. Superb. Iar peștera e acolo, undeva pe muntele ăla. Da, nu mai fac probleme. Am deja toate informațiile. Cât de tare e bisericuța asta! Hai să vedem dacă e deschis, dacă putem intra înăuntru. Steagul muntelui Athos aici, cu vulturul bicefal. Moment de liniște aici. Mergem mai departe spre peșteră. Locuri absolut superbe.
mai departe pe străduțe întortocheate. O plăcere, o plăcere să mă plimb pe asemenea străduțe. Cred că ajung la o intersecție de trasee. Antonius, acolo trebuie să ajung eu. A, uite și acolo, St. Anthony's Cave. Sunt bine, sunt foarte bine. Da, cred că înainte de a pleca mai departe, mă bag aici să beau ceva. Și de ce nu o berică? Că n-am prea băut berică tura asta. Să vedem dacă este. Hello. De data asta mi-am luat Alfa. Alfa la păhărel. Asta e ceva mai bună decât Mitos. Mă rog, după gusturile mele, dar tot nu e extraordinar. Sănătate ce bună. No, că-mi tihni berica. 3 euro. E bine. Mă rog, nu e foarte bine, dar e bine pentru un loc turistic în Europa. Am plecat mai departe pe străduțe. Cât de frumos se vede de aici bisericuța. Super tare. De aici poteca continuă prin pădure. Ies din vechiul oraș. Trec prin livezi de măslini seculari. Incredibil cum s-au adaptat aici pe costoalele astea. Gândindu-mă la măslinii ăștia pe coasta muntelui, mi-amintesc cum era de mult la Vorța. Pe dealuri, cam pe toate dealurile, existau terase, ca și aici, pline de pruni. Acum e pădure. E pădure peste tot unde erau pruni. Cred că am ajuns. Sau aici e altceva. Agios Antonios în partea aia, deci nu e aici, da, și aici e ceva. Hai să vedem. Hai să vedem ce-o fi aici. Cred că tot o peșteră. Din nou măslini în față. Măslini seculari. Da, cred că e tot o biserică. Ce sistem de închidere. Da, doar atâta e. Jumate peșteră, jumate zidit. Ceva smochine aici. Două am găsit coapte. Asta s-a și rupt cât e de coapte. Miere goală. Exagerat de dulce. Alta nu mai vă coaptă. Mmm.
mai departe din nou prin plantații de măslini, terase pline de măslini. Măslinii sunt încărcați. Cred că nu mai am mult. Am urcat ceva față de mare. Merg deja de ceva timp. Uite aici ceva indicatoare din nou. Hai să vedem. O fi pe aici sau pe aici? Potamii. Ce-o fi potamii? Aici e peștera și încolo e potamii. Dar ce-o fi potamii? Habar n-am. Hai să căutăm, să vedem. Din păcate n-am net aici ca să văd ce înseamnă potamii. Așa că mergem la peșteră și vedem după aia. Destul de anevoios aici pe stâncile astea. Trebuie să fiu atent și după șerpălăi. Absolut superbe imagini cu marea. A, deja am ajuns. Deja am ajuns. Aici e peștera. Super tare. Wow. Hai să vedem cât de mult putem merge. Cât de mult putem merge cu lanterna de la telefon. Oh, e pe senzori. S-a aprins lumini. Dacă am înaintat. Wow! Peșteră în toată regula. Cu stalactite, stalacmite. Iar aici un altar de rugăciune. De fapt, e o bisericuță aici, în această peșteră. Da, n-am citit prea multe despre peștera asta. Da, cu siguranță voi găsi informații pe net. Icoane extrem de vechi. Au mai ajuns doi tineri cu mine. Cred că peștera continuă aici. Normal că mă strecor un pic. De aici nu mai e luminat. Da, se pare că mai continuă. O, aici e pasul piticului deja. Hăți!
hâți. O sală mai mare aici. Și de aici doar escaladă, dacă vrei. Super tare. Sau pe acolo? Pe acolo nu. Pe aici, în sus. A, uite că e un cablu. Deci totuși se poate urca. Pentru cine are echipament. Da, pentru mine, până aici. De aici mă întorc. No, acum pe unde am venit? Pe aici? Pe aici, că se vede lumină. Dar mai e și pe aici o hudă. Lasă piticul lui din nou. Formațiuni interesante aici. Gata, am ajuns înapoi la ieșire. Și dacă tot sunt aici, clar, mă duc și la potamii, să vedem ce-i potamii. Tinerii au tăiat-o deja. Interesant locul. Probabil aici a trăit un sfânt. Foarte mulți sfinți au trăit prin peșteri de genul ăsta. O să citesc când am net. No, hai și la potamii. Hai și la potamii să vedem ce-o fi acolo. Da, m-am oprit aici că am găsit o intersecție de trasee. Încolo se merge spre potamii, care potamii e un orășel. N-am timp să mă duc până acolo, că după aia e mult de mers. Așa că aici o să cobor înspre mare. După aia o să mă duc pe malul mării, până în port. Adică pe aici la vale. Pe aici la vale, unde în drumul meu mai găsesc încă o mănăstire. Am ceva de coborât, pe cărări abrupte, noroc că am sandalele minune în picioare, sandale care, apropo, o să mă lase curând. Ia uite aici. Deja se găurește, se găurește și nu găsesc să-mi comand altele. Cred că va trebui să dau o tură în Israel înainte de a pleca în Africa. Strict mă duc, îmi iau sandale, vin înapoi să văd ce oferte găsesc la Wiz. A, deja ajung la mănăstire. Pare tot la fel săpată în stâncă. Aoleu, ce platan bătrân aici. Ba, e deschis. E deschis, ca și dincolo. A, uite aici, avem lumânări.
Hai să aprindem o lumânare. Că văd că e și o brichetă. Bine, aprindem lumânarea dacă funcționează bricheta. Să văd ce mărunțiș am la mine. Să și plătesc pentru ea. Uite că am 2 euro. O lumânare aprinsă pentru toți abonații canalului Marian Adventures. Să fie sănătoși cu toții. No, hai să vedem cât de abruptă e coborârea spre mare, care cred că e pe aici. O cărare nu prea circulată. Da, mie nu prea îmi place să mă întorc pe aceleași cărări, așa că mă voi risca pe aici. Adică sper să fie asta cărarea. Că nu știu dacă o mai umbla cineva pe aici. La ce bălării sunt. Uți? Uite că ajung la terase cu măslini seculari. Deci ar trebui să fie acces. Pentru că trebuie culese măslinele, nu? Și pare cosit aici printre măslini. Super livadă. Super livadă. Dar măsline nu văd în copaci. Aici ar fi culese. Și asta e posibil. Da, uite pe aici e un drum mai bine definit pe la marginea livezii. E în regulă. Hăț. Sau ăia de sus n-or făcut măsline, că uite, ăsta e încărcat. Ăsta e încărcat de măsline. Degeaba gust că cam pățât. Sunt îngrozitoare măslinele culese direct din copac. Efectiv, n-ai cum să le mănânci. Da. Am pierdut drumul. De aici nu mai văd alt drum. Dar e o căsuță aici. Așa că ar trebui să fie o potecă și la vale. Un stol de găinușe sălbatice și a luat zborul. Deci m-am blocat. Pe aici n-am cum să trec. Pe aici n-am cum să trec. Pe aici. Nici pe aici. Da, nu-i bine. Nu-i bine, așa că o să încerc să cobor din terasă în terasă. Eu ce fructe. Astea ce-or mai fi. Deci numai așa, din terasă în terasă. Printre boscheți.
cărare nu mai este. Sper să nu ajung în vârful unor stânci și să nu mai pot înainta. Și acolo ceva căsuță, dar tot la fel pare părăsită. Apoi nu mai eu mă pot rătăci pe aici. Hăț! Da, clar, e părăsit aici. Pe aici la vale. Hăț! Și de aici iar mă înfund. Cam da. Cam da. Dar mai văd aici niște măslini. Mă mai zgâri un pic pe picioare printre arbuștii ăștia. A zis că o iau pe scurtătură. Scurtătură mi-a trebuit. Da, se înfundă și aici, se înfundă. E bun. Da, aici e părăsală. E părăseală. N-am găsit nicio cale care să coboare, așa că altă variantă n-am. Decât apoi pe unde am venit. Asta e. Până la urmă am timp, nu e o problemă. Problema e doar să mai găsesc cărarea care urcă. Da, pe aici era, pe la căsuța asta, la altă, cred că. Din ce mi-amintesc eu. Sau la căsuța asta n-am ajuns încă. Sau am ajuns? Aici pare activitate mai recentă, uite. O strâns omul lemne. Și cum le cară? Hai că am găsit o potecă. Ba, pe aici am venit. Pe aici am venit, clar. Deci asta e poteca. Poteca care urcă. Înseamnă că numai de sus se poate ajunge. Pe aici am încercat, nu? Pe aici nu-i nici urmă, aici m-am blocat. Deci numai la deal, pe drumul ăsta. Sau poate drumul ăsta urcă un pic și după aia coboară. Hai să vedem. Hai să vedem că oricum altă variantă n-avem. Eu am venit cumva din partea aia, pe potecă. Deja văd poteca, e ok. Dar mergem un pic pe drumul ăsta. Deja cu limba de un cot. Merg numai la deal pe drumul ăsta. Hai să vedem unde ajungem. Cred că ajung acasă la cineva. Ei bine. Ei bine, am văzut unde ajung. Am ajuns în traseu. Da, și mi-amintesc de lanțul ăsta când am trecut pe aici.
încolo se merge la peșteră. Pe aici dai lanț ca să nu cobori. Nu, las că e bine. Nu degeaba canalul se cheamă Marian Adventures. Carlo Vasi, uite, indicator. 30 de minute. Adică pe drumul pe care am venit. M-am oprit din nou aici unde am băut berea la urcare și am văzut că au și de mâncare. Mi-am luat o supă de pește. E bună supa de pește. O supă dulceagă. De la multe legume. Dar merge. Bunicică supa de pește, am vrut să zic ciorbă. Un pic prea dulce după gusturile mele, dacă primeam și o lămâie, să storc o lămâie, era mult, mult mai bună. Dar dulceața s-a datorat cepei, care a fost pusă în cantități foarte mari în supă, ceapă și morcov. Și oregano. N-am o problemă cu oregano, îmi place oregano, dar ce e prea mult, e prea mult. Bine că nu e de la... Bine că nu pun coriandru. Înapoi pe străduțele întortocheate. O să mă duc să-mi iau mașina și să o bag în port. Într-o oră jumate ar trebui să înceapă îmbarcarea. Oare v-am spus că am plătit 7 euro pe supa de pește? tot uit și mai bine vă spun acum, că după aia vă luați de mine când vă spun prețurile. Și iată-mă pe malul mării. De aici plimbare ușoară până la mașină. Deja se umplu terasele acum la orele amiezii. Ia să vedem care sunt prețurile aici. Da, nu sunt mari. Chiar nu sunt mari. Cei sub 10 euro pentru mine e ok. Da, fructele de mare sunt ceva mai scumpe. Caracatița cea mai scumpă. Va trebui să-mi prepar singur. Va trebui să-mi prepar singur că unde mă duc acum, cred că gata cu mâncarea la restaurant. Pentru că, da, m-am uitat un pic pe la restaurantele online din Mykonos și acolo e de la 80-90 de euro în sus o masă. Mulțumesc frumos! Trăiască Lidl, sper să fie pe Mykonos Lidl și să-mi iau eu pește, să-mi gătesc eu pește cu ulei de măsline. Toți vreau asta de câteva zile și n-apuc. Dar acolo voi sta mai mult și cred că o să am ocazia. Gata, mi-a venit feribotul. Din nou un feribot imens. O să urc imediat pe el. Sunt cu mașina aici în coadă. Aștept instrucțiunile oamenilor de ordine. Bineînțeles că iară e haos aici din cauza șoferilor care n-ascultă de indicațiile oamenilor de ordine. Pentru că ei știu cum să așeze mașinile înăuntru. Cei care merg la Atena trebuie să fie în fund de tot, normal. Dar n-au răbdare, mă, n-au răbdare. Ne-a pus câte o etichetă la fiecare cu portul unde debarcăm și oamenii de ordine, în funcție de etichetele alea, ne așează înăuntru. Dar unii se bagă, nici nu se uită, nici n-ascultă, strigă după el, hai înapoi, nu vrea, se ceartă.
după ăsta mă bagă pe mine. Ok. Trebuie să fiu tot timpul atent în oglinzi, că vine unul tare din spate care n-are răbdare. A, de data asta mă urcă sus. Mă duce pe puntea de sus. Foarte tare. Mai sunt încă două porturi înainte de Mykonos. Iar la strâmtoare, iar la strâmtoare. Pe unii o băga cu spatele, pe mine mă bagă cu fața. A, mă întoarce. A. Așa, deci. Mykonos. Ok. Gata, am înțeles cât mai aproape de bordură. Da, da, numai că nu vreau să frec bordura, că nu-s prost. Hăt? Aproape am frecat-o. La milimetru vrea să mă bage. Așa ceva, parcă nu-i spațiu. Gata, parcat la un centimetru de bordură. La o palmă de BMW-ul ăsta din față. E în regulă. Hai să vedem cum arată feribotul ăsta. Asta dacă găsesc pe unde, pe aici, cred că. Aici. Da, pe aici e. Pe aici e. Hai să luăm liftul. Câte etaje are? Eu sunt la 5, hai să mergem la 7, cel mai sus. Șapte etaje de lift în feribot. Foarte tare. Uți? Hai să vedem pe unde ieșim afară. Da, imens și feribotul ăsta. Foarte mare. Aici e un lounge. Dar eu afară vreau, nu la lounge. Super, super tare. Ah, hai că mergem și sus, că văd că aici e deschis. Mai are o punte mai sus. Foarte tare, foarte tare. Imens. Un orășel plutitor și feribotul ăsta. Patru ore și un sfert o să fac. Gălăgie mare de la motoare acolo. Cât de mișto, cât de mișto e locul ăsta. Da, clar, pe aici am petrec orele. La revedere, Samos. O
să mă duc să-mi iau un cappuccino și vin aici la o masă. Ne uităm la mare. Gata, ieșim din port. Mi-am luat cappuccino, mi-am luat apă, din nou prețuri decente, 4 euro amândouă. Așadar, și prin urmare, grecii navigau pe mare. Am ieșit deja în larg. Acolo în față e satul unde am mâncat aseară. Iar mai departe, în largul mării. Cred că ne apropiem de prima insulă pe care o să facem escală. O insuliță mai mică. Furnoi. Ceva de genul. Insula Icaria acolo în față. Insulița Timena aici. Și noi ne îndreptăm spre Furnoi. Trebuie să mă duc pe partea aia ca să văd portul. Spectaculoasă intrarea în port. Într-un golf care pare destul de strâmt pentru un dita mai mastodont. Acolo o să ajungem în acel portuleț. Gata, plecăm mai departe spre următoarea insulă. Ne va prinde apusul în curând. Am găsit un loc mai ferit de curent. O să stau aici până după apusul soarelui. Cred că următorul port e pe insula Icaria, unde o să facem escală. Adică insula asta din față. Din nou procedură de andocare. Plimbându-mă eu pe aici pe vas, am mai aflat ceva. La ora 7 se va deschide un restaurant în Pinge Tava, cu foarte multe feluri de mâncare. Acum sunt curios cât costă. Dacă prețul e bun, mă bag și eu, că azi n-am mâncat decât supa aia de pește și pe Mykonos o să ajung târziu, o să ajung după 9 când totul e închis. Deci o idee bună și văd cum e mâncarea aici pe feribot. Va să văd cât costă. Cam asta mi-a făcut cu ochiul de acolo, de la Împinge Tava. Salată grecească, dar asta îmi place, întotdeauna mi-a plăcut și mi-am luat niște ceva porc la tavă cu cartofi, 12 euro, preț bun, preț foarte bun. Neașteptat de bună mâncarea, porcul gătit foarte bine și fără prea multe condimente, așa cum îmi place mie. Bun. A fost foarte bună mâncarea, chiar nesperat de bună. E fain să mănânci în timp ce te deplasezi pe mare. Chiar am savurat salata asta, mai ales că n-au pus ei oregano în neștire, cum pun de regulă. Culori extraordinare la apusul soarelui. Deja ce se vede în față este insula Mykonos. Mai avem vreo 40-50 de minute, ceva de gen. E extraordinar să te prindă apusul pe mare. Gata, ajungem în Mykonos. O grămadă de croaziere parcate aici, vase de croazieră.
deja e foarte, foarte întuneric. Este ora aproape 10, am și întârziat vreo jumătate de oră. Iar eu o să și închei aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor ce au colaborat cu susținerea acestui canal. Acum trebuie să anunțeșește. Până la următorul vlog. De din Mykonos, eu vă spun la revedere, iar cazarea și cum arată insula vom vedea în vlogul de mâine. Toate cele bune!